Drumurile din Bistra se află într-un stadiu de eroziune fantastică după ploile torențiale care au avut loc la sfârșitul și mai ales la începutul acestei săptămâni, când de altfel am fost și pe sub cod roșu. Chiar acum ne aflăm pe amplasamentul drumului comunal 145, unde am lucrat în ultimele 2-3 săptămâni pe cei 9 km. Vorba era cabanul, acum uitați cum arată, dar să nu deznădăjduim, le luăm de la capăt. Vom solicita sprijin și Guvernului României pentru a putea repara drumurile afectate de aceste calamități naturale. Vorbim de câteva zeci de drumuri care trebuie reparate, noi având doar un utilaj, câteva utilaje în dotare. O să solicităm sprijin și în acest sens. Cred că acum, la ora actuală, am avea nevoie de câteva zeci de utilaje să putem repara drumurile după necesități și după dorința oamenilor, fapt pentru care fac un apel și la locuitorii comunei Bistra să fie înțelegători, răbdători, și cu răbdare vom repara toate drumurile de care este nevoie.